Sâmbătă 25 aprilie, gospodăria unui preot din Frătăuții Noi a fost cuprinsă de flăcări. Se pare că incidentul a pornit de la instalația veche de distribuție a curentului electric cu o izolație necorespunzătoare. Locuința și anexele aferente fac parte din patrimoniul parohiei Nașterea Maicii Domnului, frătăuții noi, fiind locuință de serviciu pentru preot. Pompierii au intervenit cu patru auto speciale pentru stingerea incendiului. Potrivit Isu Suceava, a ars în întregime acoperișul adăpostului de, de animale și furaje pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, o suprafață de 20 de metri pătrați din pereții, din cărămidă, ai clădirii și 300 de kilograme de furaje. Pagubele se ridică la 15 de lei. Cel mai probabil, incidentul a izbucnit prin efect termic, prin aprinderea materialului furajer de la instalația electrică veche și neizolată corespunzător. Casa preotului nu a fost afectată de flăcări.